Salutare, prieteni! Vreau să facem un filmuleț cu belgienii. Le-am făcut curat la belgieni în cușcă. Am pus acolo florile, un buchet de flori. Glumesc. E lucerna. Aici am umplut hrănitoarea cu granule. Așa. Și o să băgăm belgienii, am lăsat sus pe cuști ca să se joace. Acolo e masculul de uriaș de Transilvania. Ăștia s-au băgat acolo. După cum vedeți, îs blânz, cu minți, nu se bat, nu se mușcă. Se înțeleg foarte bine. Pișinuc și dânsa e aici cu noi. Iepuraș coconaș. A fugit peste imaș și s-a dus colo sus, în iesle s-a ascuns. Ăștia s-au băgat aici, alții au alergat aici, și mămica, încă unul. Aici am băgat fluturașul la carantină, până se obișnuiește cu locul, și din cauza că au avut râie din aia în ureche, râie auriculară sau așa cum v-ai spune. Așa, râie în ureche, l-au făcut cu soluție, am mai spus la cineva, o fiolă, așa e de micuță, ca și fiola aia de injecții, când îți face injecții, și se pune soluția în jumate litru de ulei de floarea soarelui, se agită bine și se prinde iepurașul. Hai să-l vedem pe altul dacă reușesc. Se prinde așa iepurașul cu o mână și se introduce în ureche soluția. Și acum eu filmez. Aici la baza urechii se masează, așa, până se dezlipește coaja aia, îl lăsăm liber, el se scutură, aruncă mizeria afară, ne uităm în ureche și dacă e curat, îl lăsăm, dacă nu, repetăm situația. Astăzi mai trebuie să-l fac încă o dată cu soluție. Și după aia o să-l bag, uite că m-o stropit, păi, ce prăpădit, m-o stropit cu urină drept în ochi, în timp ce vorbeam, e prăpădit că e masculaș și masculașii își marchează teritoriul. Și cum au venit și ăștia tot masculaș, cum au venit, cum o stropit, uite și aici atât o stropit, așa. Vreau să vă arăt belgienii și o să facem o rocadă. Pe ăștia micuții băgăm la loc cu mama lor și pe aceștia alți o să pun pe pauză că nu o să reușesc. Deci cea de pe cușcă deasupra e mama cu a treia generație de pui. A doua generație îs aici, asta e cea gri cincila și dincolo îi cea grifier. Așa. Și o să le punem pe acestea jos în coteț și pe alea din coteț, pe data de 24, dacă nu greșesc, o să puiască și vreau să le băgăm în boxele astea două. Tot așa să fie surori și dacă trebuie să mutăm pui de la una la alta. Sau dacă se schimbă între ei pui să nu fie nicio problemă pentru că sunt surori. Sau dacă una are prea mult și alta mai puțin, să echilibrăm cuiburile. Și vrem să facem lucrul acesta. O să-i băgăm pe aceștia la loc. Punem pe pauză. Că trebuie să-mi folosesc amândouă mâinile. Și apoi revenim. Am revenit, pe aceștia i-am băgat în
cușcă. Mama și cu cei 7 fantastici. Și mergem să le punem sus iepurițele din coteț. Apoi vom muta pe aceștia în coteț. Ne admiră Pișinuc. Am venit aici la cei din coteț. O să îi punem sus pe cele două fluturice, le punem sus pe cușcă, iar pe aceasta albă, încă nu am montat-o, dar o să încerc să o montez, dar în seara asta nu cred. Oricum o să încerc. Aici așa am dat-o iepurița asta la concurs. Deci vreau să zic că iepurițele mele care le-am dat cu ocazia concursului sunt iepurițe bune de la mine din matcă. Este care am vrut să le țin pentru matcă. Este care sunt din matcă cu o fătare sau două fătări, cuib de 7, de 8 și 9 bucăți. Deci nu le-am dat de rele, ci sunt iepuraice productive. Am două cuiburi noi, bebelu să zic așa, și o să fac un filmuleț și cu ei, dar trebuie timp cu fiecare filmuleț și de aceea nu prea am timp ca să fac, și de aceea fac cu fiecare în parte, pentru că ne întindem cu filmulețul și atunci nu pot să filmez prea mult, mai mult de 10 minute. Așa, punem pe pauză, o băgăm pe aceasta în cușcă. Numai vreau să o controlez dacă se poate da la iepuroi sau nu. Deci, am băgat-o pe aceasta în cușcă. Hai să te vadă populația. Aici e aia cu minte. Și asta e cu minte, dar a fost în coteț până acum. Așa. Din coace le-am pus pe cușcă și mergem dincolo să aducem belgienii, cei de 4 luni, nu mai știu exact, între 3 și 4 luni de zile. Deci am pus iepurițele astea fluturice pe cușcă, comisia de întâmpinare, și am băgat iepurașii în coteț. Hai înapoi. Asta e o găleată de, să vedem, 24 de kg. Acum nu știu litri cât sunt. 24 de kg. Nu știu. Deci o găleată din asta de 24 de kg cu vârf, că am pus deja din granule, atâta mănâncă iepurii pe o zi. Asta este în cumva greva foamei, dar nu e greva foamei, numai așa spun, la regim, nu știu să mă exprim, deci la regim 24 de kilograme. Dar dacă ar fi să mânce la discreție, ar fi dublu. Deci doi saci, adică un sac de 50 de kilograme ar mânca pe zi. Nu este numai de 20 de kilograme sau așa ceva. Deci mai mult de un sac ar mânca. Ce 20 cu 20, 40, doi saci și jumătate ar mânca pe zi, dacă ar fi să mănânce după puterea lor și după sănătatea lor.
I-am adus aici, ies abur pentru că e frig afară, arată minus 2 grade, dar aici înăuntru sunt 4 grade. După cum vedeți, apa nu îngheață în vase. Deci sunt 4 grade Celsius deocamdată și flaconele nu au înghețat încă. Dar dacă vine frig mai mare, o să trebuiască să pun suflanta ca să dezgheț apa. O să mergem să vă arăt și fluturicele, cum le bag în boxe fiecare. Și să vă las așa într-o notă hazlie. Am băgat și câinele Simba, ca să vedeți în comparație cât de mare îi. Pisicii nu-mi dau pace, se agață de pantalonii mei. Deci, belgienii, într-adevăr, sunt uriași, cât câinele. Așa, ca să vedeți, doar capul câinelui diferențiază, dar la lungime îs imenși. Aici, lățimea. Deci, nu știu dacă depărtez telefonul să vedeți ce măroacă îi. Burtă mare, lată. Și asta la altă, pe 24, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, o să ne facă puișori cu fluturașul și cu fluturelul. E sabur pentru că e foarte frig. Cam atât cu acest video. Vă salut Ariel și iepurii. La revedere!